Petrolul conduce în privința întâlnirilor anterioare. Prahovenii au câștigat 3 din cele 4 meciuri directe disputate până acum în compania cetății. Singurul succes sucevean în fața lupilor galbene a fost consemnat în urmă cu 4 luni, când cetatea se impunea pe teren propriu cu 2-0 la finalul unui joc de vacanță pentru prahoveni. Ioan Radu a tăiat în carne vie înaintea partidei de sâmbătă. Titulari în primele etape, Vasile Dicher și Andreea Ilenei, nu au prins nici măcar lotul de 18 pentru meciul cu prahovenii. Cei doi au fost înlocuiți de noile achiziții, Clement Pălimaru și Florin Plecanciuc. S-a văzut o lipsă de randament la Dicher. Sau mă așteptam poate să crească Dicher, fiindcă și el vine după o perioadă de inactivitate, vine după o perioadă petrecută, nu știu, pe lângă fotbal, probabil. Felul în care s-a pregătit în perioada de pregătire îmi dădea speranțe că o să putem să contăm pe el. Partida dintre cetatea Suceava și Petrolul Ploiești va fi condusă la centru de vasluianul Ciprian Amarandei. În ultimele două partide disputate de cetatea cu Amarandei la centru, sucevenii au scăpat neînvinși, 2-0 cu Progresul București și 1-1 cu CS Buftea. Mai mult de atât, sucevenii au beneficiat de fiecare dată de câte o lovitură de la 11 metri.